Hai că după cum bine vă arătam, bun venit, bun găsit, bine ne auzim iarăși la un nou vlog. Da, am fost de-am luat biblioteca și biroul, sunt cele de la JISC. Nu o să le montăm azi până la urmă, cred că o să le montăm undeva luni, cel puțin biroul, poate biblioteca mai rămâne o perioadă nemontată până mai facem niște mutări prin casă. Dar ce doream eu să vă arăt era desigur inspectorul calității, pentru că, hei, se poate... Se poate să nu avem noi. Ia uitați aici. Inspectorul calității. Eu cred că trebuia să te numesc inspector gadget, nu Sami. Serios acum, nu? Serios. Sami! 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 E ok? Sunt conforme cutiile? Îți dai acordul? Ia zi. Mamă, și ce zboară pe acolo niște păr de-a lui. Hai, că dăm și cu aspiratorul, așezăm astea. După ce ai plecat atât de hotărât? Da. Cum sunase și telefonul, da. Deci am impresia că inspectorul calității a zis că totul e ok dacă a venit și s-a tolănit aici. Ce faci, mă? Ce faci, mă? Se bucură și el de faptul că am lăsat geamurile deschise și bate vântul. Deci astăzi doamna Briză a revenit. Zic că astăzi 19 iulie. Doamna Briză a revenit și este cald afară. Nu vă închipuiesc că s-a răcorit sau ceva. Nu. Dar este plăcut și respirabil. Așa că da. Să vine și al meu soț, că s-a dus până jos cu prietenul care ne-a ajutat cu ele la cărat și mai stau și ei la o vorbă chestii și după aia să le găsim loc. Cred că biroul o să lăsăm puțin în balcon până luni, când este el liber și cred că o să și monteze până vine de la muncă, pentru că o să desfințez biroul ăsta pe care l-am acum. Iar biblioteca, mai vedem, să vedem când avem timp să stăm, să tragem de șifonier pe aici și chestii să rearanjăm. Dar până una alta, sunt foarte happy că le am aici și, nu știu, cel puțin birou poate să-l și vedem montat. Să ne vedem și la față totuși. Eu sunt aici cu un cafe latte, că în continuare nu pot să-i spun frappe lângă mine, și cu un pai din ăsta micuț de sticlă. Desigur, în păhărelul superb de la Pepco, de a venit atunci în set, sinceră să fiu. Nu credeam că o să le folosesc atât de mult aceste pahare, pentru că îl folosesc ba pe unul, ba pe altul, vă spun sincer. În celălalt cu roz îmi pun apă minerală cu sirop, iar în acesta îmi fac frappe. Da, nu. Și al meu soț a zis că, ok, nu mă bag. Deci mai bine să nu întrebe nimeni. Am aici un frappeuț lângă mine, pentru că vreau să mai stau și eu puțin să mă răcoresc la propriu. Iar apoi vreau să filmez două clipuri pe care... că voi o să le și vedeți până o să apară acest vlog, sinceră să fiu, și anume un haul Pepco, pentru că da, am luat ieri niște chestiuțe, luasem două, trei chestii și am să vi le arăt azi, iar astăzi m-am dus de a mai lua niște chestii și acum eram acolo, zic, mă, oricum apuc zilele următoare de redecorat, așezat chestiile alea, hai să iau tot ce am nevoie și știu sigur în acest moment, pentru că o să mai fie nevoie de ceva, dar întâi vreau să încerc să folosesc ceva ce am, în fine, combinații. Și vreau să filmez și unboxing-ul haul, sau cum eu îmi spune, nu știu cum se spune, unboxing-ul Avon, celelalte două comenzi. Plus că, na, vreau să fac și book haul-ul ei, dar cred că book haul-ul o să las pe mâine, dar da, cam asta, weekendul ăsta, dacă tot stau mai mult prin casă, o să fie așa, mai cu filmat, mai cu chestii de... Ce nu bine, nu stau prea mult prin casă, pentru că după amiază o să... mă duc să mă văd cu niște prieteni, de nu ne-am mai văzut cred că de vreo 2 ani, pentru că ei nu mai stau în țară, și cumva de asta am și fost puțin, că am fost la Carrefour de am luat ceva dulce și la Pepco de am luat un joc ceva pentru copii, că na, nu-mi place să mă duc cu mâna într-un anumit loc, mai ales când e vorba de copii. Așa că termin și eu cafeluța, mă apuc de filmat și noi vedem cum ne mai auzim. Nu mai vrei, măi? Nu mai vrei? Că venise fuga la mine să ne jucăm, cum am luat undița, hop, joacă, sărea pe aici după ea. Dacă îmi dau drumul la cameră, nu mai vrea. Da, în altă ordine de idee, al meu pisic e așa, are două moduri. Când este aerul pornit, ori vine aici și se întinde așa frumos și el se răcorească, ori la pucă joaca, se ia de un șuri, vine la mine să ne jucăm, chestii de genul. Când e aerul oprit... Nu îl mai găsești, e pe sub canapea,
prin bucătărie, ascuns e pe aici, pe la umbră, să zic așa, pentru el, dar acum e pe chef de joacă. Și l-a apucat numai bine cheful de joacă, că eu trebuie să mă pregătesc să plec de acasă. Dar, hei, ce să facem? Ne jucăm puțin cu domnul, nu? Ce poți să las domnul nejucat? Nu se poate. Nu se poate, nu se poate. Ah, uite. Hai, ce faci? Ce faci? Da, ha. Ne mai jucăm și noi puțin? Sau a plecat? Sau, a, nu, s-a ascuns după colț și stă și vânează ăsta. Ha, v-am lăsat, mă pregătesc și eu să plec. Sami! A trecut de când pe aici, nu ne-am mai auzit, pot să spun acest lucru cu siguranță. Nu știu dacă vă dați seama, dar s-a schimbat ceva cadrul chestii pe aici, asta pentru că în ultimele zile, astăzi este miercuri, 24 iulie, și noi ne-am auzit, nici nu știu când ne-am auzit ultima dată, vă spun sincer, cred că duminică, ne-am mai auzit duminică sau ne-am auzit vineri când am fost la mobile, nu mai știu, nu, în duminică, cred că duminică ne-am auzit. Și da, între timp am reușit să mutăm și mobila prin casă. Ce pot să zic? Până să termin ce am... faceți excepție de chestia asta, pentru că da, m-am tuns ca să nu mai am urme în păr, dar tot părul în coadă îl țin. În fine, să trecem peste. Da, vă spuneam că am mutat mobila pe aici prin casă. Am și montat, de fapt am montat soțul meu etajera de la IKEA, care este aici cumva lângă mine. De asta vă zic că s-au... schimbat așa ceva chestii. Este goală momentan.
Asta pentru că nu am avut timp de ea aseară să pun chestii în ea și nu știu, o să văd azi, mâine, zilele astea cum mai am timp. Biroul încă nu l-am montat, o să-l montăm cred că sâmbătă cel mai sigur. Asta pentru că dura și ceva. Plus că oricum o să-l pun doar aici într-un loc, dar nu o să pot să-l folosesc chiar la ideea, capacitatea lui de birou, cum se deschide el în final, să vă arăt atunci despre ce vorba. Și v-am lăsat 2-3 cadre în clipul, în videoul trecut, pentru că o să se poată deschide în fine și folosi cum vreau și la capacitatea lui. În momentul în care o să vină pe poziție, abia pe la finalul lunii august, când o să vină și patul, o să dispară canapeaua, chestii din astea, modificări. În altă ordine de idei, da, cam asta. Cam asta s-a întâmplat zilele acestea, plus că am început și un curs, o tabără de vară online. Cine mă urmărește pe Instagram și pe Facebook, cred că a văzut cu lecții din tabără. Este o tabără, un curs online pe tema copywriting, cam ăsta este pe subiectul copywriting. Și vreau să spun că după 2 zile mi place așa ce se întâmplă acolo, îmi place vibe, îmi place tot, îmi plac temele, ne pune și la treabă. Și în fiecare seară de luni până vineri, de la 7:30 la 9, sunt în Zoom acolo la acest curs. Plus că de asta vă zic că timpul este puțin așa limitat între muncă, dacă mai e de făcut și o piață și o chestie și o treabă de genul, plus așa rămâne foarte puțin. Și acum vreau să fac repede acest update și apoi vreau eu să filmez și un book haul, că vă mai spuneam eu prin vloguri, când mă plângeam de colete care erau blocate prin depozit, că aveam și de cărți, în fine. Și vreau să fac un book haul și cumva să rezolv cu acesta și toate clipurile pentru luna iulie, că practic le am programate momentan, chiar astăzi să intre cel de la Pepco și o să vorbim imediat și despre 2-3 chestii cumpărate de la Pepco, pentru că da, am ajuns și pe acolo, dar n-am luat, deci efectiv 2-3 chestii de-astea de rutină. Deja clipul cu Avon, cu siguranță cred că l-ați văzut unboxing-ul, apoi o să vină vlogul acesta și în ultima zi a lunii aș vrea să vină acest book haul, ca după aia de pe luna august să încep eu gândirea și planificarea. Bun, cam astea ar fi update-urile. Hai să vă văd repede și de pe la Pepco ce am luat și o să... De fapt, la Pepco am ajuns dorind să ajung la Kik, pentru că o să vă arăt imediat ce am luat de la Kik, am luat o singură chestie. Ah, stai că ajung la ea. Și anume, tot vedeam chestia aceasta la Kik și de fiecare dată am zis, mamă, îmi place, aș vrea, vreau să-mi iau, dar nu am unde să o mai pun. Și anume, chestiuța aceasta. Și am zis, în momentul în care o să am un loc și o să pun și o să am unde să o pun, o să-mi o cumpăr. Și în momentul în care m-am gândit că vreau să iau această etajeră, pentru că aici o să vină cărți, ce să vedeți, am zis că zic în momentul acela, când o să am etajera în casă, eu o să mă duc la Kik să văd dacă mai găsesc chestiuța aceasta așa cu căsuțele astea, nu știu. Mi-a plăcut mie foarte, foarte, foarte mult și de asta am ajuns la Kik, am găsit-o și am găsit-o și redusă de la 18 lei la 12 lei, așa că sunt și mai fericită. Și uite, primul lucru pus în etajeră. Bine, pe etajeră am pus deja niște maimuțoaie, poate vedeți că a dispărut Pikachu, Vovocado de pe aici. Și nu mi-e clar în etajeră dacă a fost și Sami până acum. Sami care este, apropo, aici lângă mine. Ia să cum vă fac să... Uite aici. Ce faci, băiatul? Sami? Sami? Sami, ne bagi mă în seamă. Sami, ce faci? Ce faci? Ne ignoră. Hai să lăsăm să-și facă băiță și ce-și face el acolo în continuare. Știți că posibil ne-a plecat puțin și lumina mai într-o parte. Pentru că da, încă mai am draperii trase chestii pe aici, că în continuare este ceva cald. Așa, apropo de cald, mâine ar trebui să particip la un eveniment foarte, foarte fain. Dar, na, a fost anulat pentru că se cam anunță ceva ploi, era în aer liber și nici nu mergeam mutat la interior, în fine, niște chestii de genul, dar aștept cu nerăbdare când va fi noua dată, pentru că o să fie cu siguranță foarte drăguț. Bun, mi-am luat o față de pernă și să zic că multe chestii sunt roz, ce să vezi. Mi-am luat o față din aceasta de pernă de la Pepco, 45x45, a fost redusă la 10 lei și nu mi-este mie clară ce este pe ea, că zici că are fulg de nea. Parcă un fulg de nea, să zici că e, nu știu, mi se pare așa că se potrivește mai cu multe
chestii, vă spun sincer. Și am luat una singură pentru că avea una singură, mai avea. Plus că și la capitolul perne și pernuțe din acestea mici o să se întâmple și pe aici niște modificări. Când o să vină patru, că n-am o să mai am cum să le țin pe toate chestii de genul. O să văd atunci, adică am pe partea asta multe chestii de reglat, aranjat în capul meu până atunci. Am poftat de ocazie că am găsit acest tricou și mi-am mai luat un tricou pentru că, hei, desigur, tot în mărimea XL, 10 lei, exact ca cel pe care l-am pe mine și apropo de asta, fix în colul care apare acum, vi l-am arătat pe acesta. Dar mi-am mai tot luat tricou în ultima vreme și de acestea v-am zis și mai lărguțe că este vară și nu vreau să-l simt lipit pe mine și fără imprimeu. Pentru că în ultima vreme și chiar vreau să mai fac curățenie și în ce tricouri mai am, nu prea mă mai atrag atât de mult tricourile cu imprimeu sau nu știu, ele mă atrag, îmi plac. Și am și în șifonier. Și poate dacă aș vedea ceva cu un imprimeu foarte, foarte, nu știu, pe placul meu, l-aș lua. Dar pe partea de purtat, când mă duc dimineața la șifonier și se iau pe mine, aleg tot unul simplu. Sunt într-o epocă din asta cu tricoul simplu, așa că, hei, avem și un tricou din acesta simplu. Apoi mi-am luat și un maieu, foarte simplu. Nu am găsit XL-ul la el și am luat 2 de XL, ce-ți vedeți, 10 lei, dar eu pe ăsta îl folosesc prin casă și mai ales pe post de pijama, cu siguranță puțin lărguț, nu mă deranjează, ba, chiar îmi place maxim. Ce cred că o să fie nevoie, fiind așa mare, să îi înod puțin aici breteaua. Asta, da, ca să nu-mi cadă, să nu-mi alunece, să nu se ducă, să nu iasă chestii și treburi de genul. Dar fiind gândit pentru în casă și pijama, mai ales pentru pijama, că zic în casă și pijama, de ce? Pentru că mai am câte, mai am vreo 2 sau 3 tricouri și vreau să mă gândesc care rămân de așa, care rămân de pijama, chestii de genul ăsta, dar oricum, pentru partea de interior. Apoi, mi-am luat și un set din acesta de chiloței. Au fost 16 lei și mi-a plăcut modelul, cum erau. Materialul este unul fain, nu am găsit pe aici, sau nu reușit eu să văd ce este, dar cred că pe eticheta lui avea scrie, că știu că am mai pățit treburile acestea. Pe urmă sper să fie ok și să reste, pentru că sunt fain partea aceasta de clăuțe, de lejerie intimă de la Pepco, cea și cea mai avut, doar că se strică pe jur. Adică între Pepco și Sinsai pe partea aceasta de chiloței, vă spun sincer că Sinsai mi se par mai rezistenți și am mai luat încă o chestie. Ah, și o agenduță. O agenduță, o agenduță, un caie din acesta. Este, v-am mai spus că le iau atunci când le văd și îmi plac și văd apoi cum și în ce fel le folosesc. Mi-a plăcut foarte mult asta cu florile și în ultima vreme am o chestie din asta așa cu florile, așa că o să mă gândesc la ce îl folosesc și cred că asta este tot. A, și random un ciocan. Doar că a fost în zona aia, am intrat și până în Brix să iau un ciocan, că aveam nevoie de un ciocan. Ha, bun, și aici mai am cutia de, am avut o pachet în ea, am avut salată și cu asta, basta. Cam astea ar fi chestiuțele. Acum, da, asta vreau să fac, să-mi scot cărțile de prin dulap de pe unde le am, să filmez holul. Cât este ceasul? Mai am timp? Hai că este 6:20, mai am timp. Chiar aș vrea până în 7 să termin cu filmat holul, ca apoi să apuc să fac și un duș și să intru la curs și zic de ce să fac un duș. Logic, am timp și după. Dar terminăm pe la 9 și ceva. Și până îmi fac insight, în fine, chestia pe care am luat-o cu mine acasă din ziua respectiv și o să o și postez asta ca să știu că e postată. Și mă uit după aia și la insight iubire și mă ia somnul și de asta vreau să fiu și eu un om dușat până încep cursul. Bun, gata, cam asta pentru mine, nu știu dacă ne mai auzim într-o nouă zi și am venit aici în locul clasic de filmat. Asta pentru că e geamul deschis și vine așa puțin răcoare. N-aș vrea să dau drumul la aer condiționat, pentru că în casă este cald, dar afară este foarte plăcut. E prima zi înorată și prima zi în care a plouat după, nu mai știu, după foarte, foarte, foarte multe zile. Este joi 25, cred că, da, 25 iulie, am ajuns și eu de pe la muncă și ce trebuie am mai avut. Și vreau acum să văd dacă reușesc să mai așez cărți sau chestii pe acolo până încep tabăra și aș vrea să fac, nu știu, asta, sau mâine nu fac niciun make-up de clate, că mâine mă duc la unghii. Dar aș vrea să fac puțin curățenie și prin machiaje, să pregătesc
să zic așa, produsele ce o să mai rămână la mine sau aș mai aștepta totuși până în august să nu mă pripesc că până la toamnă mai e, mai văd, mă mai gândesc. Dar partea de cărți aș vrea să încep să scot și să le așez așa ușor, ușor în acea etajeră, acea bibliotecă. Dar asta până încep cursul, până încep tabără, de fapt la ora 7:30, că vă spuneam că în această perioadă particip la o tabără virtuală de copywriting. V-am zis eu așa pe ei sporadic. Măi, a fost o decizie pe care am luat-o așa, instant, să zic. Văzusem tabăra aceasta, văzusem cumva cineva pe care l-am la prieten dăduse, cred că, like paginii celor firme care organizează și cumva așa mi-a apărut reclama și am zis, ce e asta? Hai să văd. Adică m-a atras ideea când am fost acolo tabără virtuală. Zic, opa, ia să zic pe ce e vorba, când am mai văzut că este și gratuit, cu atât mai bine. Și având în vedere că văzusem acest lucru cu gratuit, nu aveam prea mari speranțe sau prea multe așteptări, vă spun sincer, pentru că așa am mai tot participat la diverse webinarii, pe diverse teme din acestea, care clar au la final ideea de a-ți vinde un produs, până și tabăra aceasta are programul de după tabără, e na, ceva contra cost, dar tabăra care ea în sine, pe 2 săptămâni, este gândită foarte fain, cel puțin până în momentul de față. Ea se desfășoară în perioada 22 iulie 5 august, în fiecare zi de luni până joi, de la 7:30 la 9, 9 și cam așa, cam așa stăm. Are ateliere, sesiune de Q&A cu recapitulare, teme, pentru că, hei, primim teme după fiecare atelier în parte și avem la dispoziție 24 de ore, cam așa, să ne facem tema, să ne spunem povestea și cu ce am rămas din ziua respectivă pe social media. Chiar am lăsat postări. E cumva un exercițiu care pe mine m-a ajutat în momentul de față, că mi-am eu așa niște chestii în cap. Dar v-am zis, m-a atras ideea în sine, m-a atras ideea taberei, mai ales când am citit și programul, tot făcut așa, sub formă de poveste, de storytelling și toată partea aceasta. Și a fost efectiv o decizie de moment să mă înscriu și asta am și făcut, pentru că am chestia asta foarte des, adică dacă simt că, nu știu, conexiunea aia așa, stai că mă uitam la ceva ciudat pe conținut. Simt conexiunea aia cu ideea în sine, cu chestia, hai să notăm în alte treburi, nu știu, mă atrage. Deci dacă mă atrage decizia mea de moment este hai să. Și până la urmă mai zic că hai să încep și vedem pe parcurs, asta este, dacă nu o să mă atragă o să renunț. Și vă spun sincer că m-a captivat din prima seară. Mai ales că atunci a fost sesiunea introductivă și așa cu niște chestii pe care le mai prezentau. Apoi am avut atelier și aseară am avut partea de recapitulare și să trecem prin temă, pentru că am avut de făcut o temă, să analizăm noi niște reclame din perspectiva mai multor tehnici. Și vă spun sincer, după ce am făcut toată recapitularea, ceva activitate pe grupuri așa, ne-au arătat și ei mă refer cei trainerii, hai să le spunem, exemple și am discutat, ne-au zis asta e, asta nu e, tehnica respectivă și am fost sincer să fiu foarte bucuroasă să văd că erau, deci, trei exemple le-am văzut luate din tema mea și le-am recunoscut efectiv după cum erau scrise cu fontul, cu tot, cu fontul, na, cum pusesem eu acolo și ce pusesem și erau luate din tema mea. Inițial am zis că mi se pare, poate mai pus și altcineva, dar apoi mi-am dat seama că sunt și vă dați seama că suntem trei oameni. Deci în prima seară am fost undeva la 500 de persoane, apoi 400, ieri cel puțin la teme, când am pus eu tema, nu, la un moment dat pe drive, erau foarte multe puse și n-a să văd că ajunsese și la ea, nu, poate mă ajută și numele, vă dați seama că ei ne-au să ne trece numele, cum suntem pe Facebook, deci sunt cu A. Și chiar m-am bucurat să văd, oricum, și mi-am dat seama după aia, na, după când stau noi că făcusem la temă și o greșeală sau două, cam două greșeli, dacă mi-aduc bine aminte, dar am fi mai putut să facem modificări până seara, până la 12 noaptea. Dar, sincer să fiu, am zis, zic, ok, dacă mi-am pus tema așa, am greșit, acum am văzut, ne-am zis, nu stau să modific și așa, practic, nu-mi pare asta mare.
ce mi-asum prima dată, am greșit, ok, am văzut ce am greșit, am înțeles. Bine, au mai făcut, cred că, modificări persoanele care sunt interesate sau sunt și angrenate în concurs, pentru că în același timp este organizat și un concurs cu ceva premii și na, câștigi ceva puncte. Pe mine nu mă, adică nu mă interesează, nu mă prinde să particip în acest concurs și să fiu, vai, 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 trebuie să am cât mai multe puncte, ci mă prinde mai mult și asta am și vrut ideea de să învăț despre acest domeniu, să-l descoper și în același timp partea de dezvoltare personală, adică informația a fost cea care m-a făcut pe mine și vă spun sincer că m-a prins și chiar mă bucur și mă bucur super mult că am luat decizia de m-am înscris să particip. Din ce am înțeles, se organizează în fiecare vară, cam aceasta ar fi perioada, anul acesta este ediția 4-a, deci cred că totuși și la anul se va organiza. Dacă vă interesează domeniul și vreți să aveți o afacere și vreți să învățați cum să vă vindeți, să zic așa, sau pur și simplu dacă vreți să învățați să scrieți texte frumoase, să învățați un domeniu nou, să descoperiți noi lucruri, vă zic, e o chestie asta, o am că îmi place să învăț lucruri noi și mai ales eu nu pot să zic că mi se potrivește X sau Y lucruri dacă nu le încerc. Deci până la urmă asta a fost și ideea. Zic ok, vreau să văd despre ce este vorba, ca să-mi dau seama dacă mi se și potrivește sau nu, sau în ce măsură mi se potrivește, sau cum pot să-l adaptez la ceea ce fac deja și să introduc în activitatea mea. Până la urmă e aceeași chestie, n-aș la un produs, nu pot să-mi dau seama dacă îmi place, dacă mi se potrivește, până nu le încerc. Așa că da, vă zic sincer că sunt super încântată de tabără și sunt foarte prinsă acolo în fiecare seară, motiv pentru care, nu știu, ne vedem așa și pe aici prin vloguri mai... mai atunci când am timp, că n-am dat și muncă, mai facem și modificări prin casă, mai modificări prin casă. În fine, mutări și chestii și aranjamente și toate treburile de genul, dar nu regret nicio secundă că m-am înscris și chiar vreau să văd așa tot parcursul. M-a prins. Îmi place super, super mult și dacă vă interesează domeniul, vă recomand să urmăriți. Acum nu știu dacă se mai... De fapt, când vedeți voi clipul ăsta, deja mai avem 2-3 chestii și terminăm tabăra, dar dacă vă interesează pentru la anul sau nu știu, chiar puteți să căutați să vedeți, dar anul ăsta nu cred, pentru că Magic Copywriting se numește firma, cumva, care face chestia aceasta, asociația, să-i spunem așa, și acum e programul de tabără, iar apoi e programul plătit, copiprenor. Dar... se pare interesant și chiar mi se pare ceva ce mă ajută, că uite chestia asta cu tehnicile și așa, tehnice de persoasiune și să deosebesc, cum am zis noi, cum era, ca seara am ajuns la o fântână în pădure pe traseul nostru montan, pentru că da, suntem într-o tabără de munte, și am ajuns la o fântână cu apă și ne s-au terminat rezervele și a fost cazul să vedem care, dacă apa este potabilă sau este poluată și nu este bună să o consumăm. Practic, fix despre asta aici era vorba, despre partea de persuasiune și când este folosită în diverse reclame, partea asta de persuasiune sau când este folosită manipularea. Cum și în ce fel sunt, dar da, deci chiar m-a prins. Bun, gata, vă las, mă duc și eu să... bag la spălat să fac ce și chestii mai am pe aici. Am fost, am luat și coletul de la Sinsai și apoi să intru la... Hai că eu sunt acolo în Zoom în curs, dar am venit să vă arăt că cineva se bucură de ploaie și da, deci cât că auziți cum plouă, ceea ce mă bucură enorm de mult, pentru că s-a răcorit și este atât de bine. Și cum a început să plouă, audeți-mă jma! Cineva a venit și el la geam. Ia, să înțelegeți de ce am eu plasele legate. Jos! Da, asta a fost pe live, cum se dă pisicul jos. Hai că am dat pisic jos de pe plasă, dar da, cred că auziți și voi cum plouă, ceea ce mă bucură, n-am mai avut așa răcoare și miroase efectiv a curat. Dar, hei, să vedem cât o să țină răcoarea asta. Până una alta, mă reîntorc la curs și mă bucur și de răcoare și de ploaie.
seară nu ne-am mai auzit, că am ajuns târziu și de la unghii, eram și în curs și stați așa că Sami aici lângă mine are chef de joacă și mă mușcă pe mine de picioare. Bun, am zis să vă arăt așa repejor ce am luat de la Pepco, că așa cei prin magazin v-am mai arătat. Și n-am luat multe chestii, am luat efectiv, dar le vedeți aici și am zis să vi le arăt repejor în caz de aveți nevoie și vă interesează. Un set din asta de două chestii din asta de bandă adezivă de o folosesc eu la colete, 5 lei. Apoi am mai luat două seturi de baterii, că nu prea mai aveam deloc în casă și am luat din astea cu 2 de A, 9,50 lei, 8 baterii și 3 de A, 8 baterii, 9,50 lei. Cu astea am avut baftă, vă spun sincer, că erau efectiv singurele pe care le mai aveau. De data aceasta am fost la Pepco de la Far, cumva zona aceea, mila asta, pentru că am fost, în fine, am avut treabă prin zona și am fost și în Sinsaiul de la Doralie pentru, cred că prima dată de când s-a deschis și acum am înțeles eu de ce la acel magazin, de fiecare dată când mă uit la stocuri, apar că acolo sunt, pentru că este mare, este măricel, dar da, pentru Sinsai, așa cum v-am arătat pe story și dacă nu mă urmăriți pe Instagram sau pe Facebook, vă invit să o faceți, că le vedeți, nu știu, vă arăt chestii mai în timp real, o să urmeze un haul, pentru că v-am spus că am luat comanda aceea din magazin și ieri dacă am mai luat și niște chestii am zis că hai să facem un haul separat. Bun, hai să revenim aici la treaba cu Pepco. Am mai luat un chestie din asta, 10 lei a fost, e bec fără priză pe baterii. Eu mai am de la Jumbo din astea, mai aveam nevoie acum de unul, nu știu când o să ajungem la Jumbo, cred că o să mai iau atunci unul, două, să am de rezervă, dar vă spun sincer că sunt efectiv neprețuite în momentul în care, v-am mai spus, eu să ia curent așa cu des și chestii de genul. Și am văzut acolo în acel Pepco ceva ce n-am mai văzut în niciun Pepco din cele pe care le frecventez și anume și ustensile din astea așa de meșteșugăraie prin casă, uite, genul ăsta de șurubelniță, mai văzusem un pistol de lipit, dar tot așa mai, să zicem așa, pentru casă, nu din ăla art and craft. Mai aveau niște chestii, clești și în caz de auziți ceva, este Sami care, hai că a fugit, se joacă cu undița pe care am pus-o aici lângă mine pentru a nu mă mai mușca pe mine de picioare, care chef de joacă. Bun, și prețul inițial al acestei ustensile a fost de 16 lei și era redusă la 8,50 lei. I-am arătat-o soțului aseară și mă, deci 8,50 lei că numai pentru astea, deci numai pentru astea și e... Și e ok pentru ce avem noi nevoie și cum avem nevoie. Și cam astea au fost chestiuțele pe care nu le-am luat. Acum am văzut că v-am lăsat, sunt diverse chestii. Deci în magazin, în Pepco acesta, avea și colecția Lion King, avea și colecția din colecția de toamnă, avea și din colecția aceea cu paharele cu roz și mov de, vi le-am arătat eu la un moment dat că le-am luat. Avea destule chestii. Bun, ce facem noi acum după ce ne terminăm și noi cafeaua și da de cele, ne apucăm să montăm biroul, pentru că cam astea sunt highlight-urile zilei, să montăm biroul și după amiază o să mergem la niște prieteni. Ah, și am eu de pregătit cadoul. În fine, asta e o treabă pentru mine. Și unghiuțele, pentru că da, cred că v-am lăsat un cadru ceva aseară. Roz, desigur, pentru că, hei, sunt eu și îmi place foarte mult cum se vede nuanța aceasta și mai ales pentru vara acum, seamănă și cu poșeta mea, aproape seamănă și cu lampa fetei unde mă duc la unghii și am zis că vreau ceva drăguț, dar care să fie și așa, să se vadă și pe unghie ceva diferit și cum mă uitam eu pe Pinterest, am văzut ideea asta de Yin și Yang și am văzut modelul cu roz, zic ok, astea sunt perfecte pentru mine, așa că, da. Ce pot să zic? Deci chestiuța aceasta, uite, așa se face și dai intensitatea cât vrei, ai lumină. Partea interesantă este următoarea, că ea vine cu bateriile incluse. Eu m-am uitat aici ce tip de baterie îmi trebuie și am văzut acolo 3 baterii, 3 de A, dar n-am citit și acest incl, care înseamnă că sunt incluse. Deci da, partea bună vine și cu baterii. Deci la 10 lei aveți chestia aceasta, beculețul, să-i spunem așa, și inclusiv baterii. Și se dezlipesc chestiile astea. Sunt așa și pe aici, că după aia poți să o scoți. Eu vreau să pun undeva în baie să o am pe, aceasta. Mai am una acolo, trebuie să-i schimb bateriile. Dar e cumva într-o poziție pusă așa mai ciudată și dacă vei să o aprinzi doar pe aia, scam bateria ciudat în ochi. Cred că o să mut, în fine, o să și verific, pentru că mi se pare că la un moment dat deja nu mai ține de baterii. Dar oricum, 10 lei o chestie din aceasta. Nu te aștepți să te țină cine știe cât. Și pe aia o am de 3 ani deja, deci, da. Așa că vine cu baterii incluse.
Și am mai luat ceva, dar uitasem să vă arăt desigur, pentru că era deja la bucătărie, am folosit-o, dar cred că v-am arătat-o într-un cadru în magazin. Și anume chestia asta de curățat cartofi și tocat varză. Da, am descoperit și eu că este o ustensilă foarte bună pentru a toca varză și eu aveam una așa roză micuță de mă cam chinuiam puțin cu ea, pentru cartofi cei drept e bună dacă ai cartofi mai micuți, dar aveam nevoie pentru varză de una mai mare și am găsit doar așa la set de două și ele se și desfac. Uite, asta are așa lamele și asta are chestia, na, cum este ea, mă, normal de curățare. Și o aveam în bucătărie, că am și folosit-o de am tocat varza și ia uite-o. Poate mă duc să o și clătesc bine. Dar am zis că să vă arăt. Ce-mi place ca depozitare, că se strânge așa ca lumea. Dar pentru 4 lei mi se pare foarte Am ok. zis să fac eu încheierea acestui vlog aici, să am și eu timp să îl edit, să-l pregătesc pentru luni. Nu știu dacă o să mai montăm astăzi biroul, că a intervenit ceva și a fost nevoie ca soțul meu să plece puțin și nu știu cât durează. Dar am zis că între timp să profit eu de ocazie să filmez haul-ul Sinsay, care o să vină. Uite, cu ocazia asta facem și linia clipurilor de săptămâna aceasta. Luni avem acest vlog, miercuri o să vină haul-ul Sinsay, iar sâmbătă o să avem tot un haul, doar că despre cărți de data aceasta. Și asta vreau eu să fac acum, să mă apuc să filmez acel haul Sinsay, pentru că, na, dacă tot a intervenit treaba, hei, de ce nu? Și uite ce vă spuneam legat de unghiuțele mele, că se asortează cu tricoul. Despre asta vorbeam. Bun, gata, în altă ordine de idei, v-am lăsat aici. Sper că v-a plăcut și acest video, vă super mulțumesc pentru vizionare și ne vedem data viitoare la unul nou.